Sau ale ei sunt celelalte. Mersi. Mulțumesc. Sărbătoarea Cireșului a ajuns la cea de a 11-a ediție și se dorește a fi o tradiție pe care să o urmeze tinerii satului. Cireșe de toate soiurile au fost expuse spre vânzare, iar participanții au fost serviți cu fructele cu care localnicii se mândresc. Noi sărbătorim, eu știu, mai simplu, fără mici și bere. Văd că de data asta nu avem nici politicieni, că probabil nu le plac cireșele. Cei mai mici au fost încântați de-a dreptul de sărbătoare. Ei au recitat poezii despre fructul sărbătorit. Se continuă tradiția. Sunt cireșe multe pe aici, ca și la mine acasă. Totul. Asta este prima dată când vin aici. Dar ți-a plăcut? Da, foarte mult. O să mai participi? Da, și la anul, promit. Simpozionul culturii Cireșului se va desfășura și anul viitor în comuna Turcinești, promite Dili.